Să vedem, Vanda, pentru gemeni, cum se anunță zilele imediat următoare. Într-adevăr, gemenii, de când l-au pe Jupiter și pe Mercur acolo în casa 7-a, în casa opusă, sunt poate un pic mai puțin expansivi și un pic mai înclinați să caute în ei înșiși și răspunsuri și să încerce cumva să-și lămurească principiile după care au trăit până în acest moment. Ei au toate planetele în momentul în care să-i determine să facă ceva, nu doar să gândească, nu doar să citească, nu doar să învețe, ci să și aplice, să și folosească, să și cunoască lucrurile despre care vorbesc. Nu mai sunt lăsați să rămână la suprafața evenimentelor, ci sunt invitați chiar, și uneori chiar forțați să intre în profunzime. Venusul acela din Scorpion de pe casa 6-a le poate aduce o capacitate de autovindecare foarte frumoasă, de transformare de sine chiar printr-o relație care să-i ajute să-și depășească anumite probleme, inclusiv de sănătate. Venusul acela e foarte bun acolo. Doar că să fie atent să nu pună în sarcina altora să rezolvare anumitor probleme, ci să și le asume. Ei au acest lucru de învățat în următoarea perioadă și lor este foarte ușor să delege, să amâne, să facă lucrurile în așa fel încât să se întâmple sau să altă dată sau să nu se mai întâmple. De data asta și ei, ca și berbecii, trebuie să facă pașii pe care i-au de făcut fără să mai crâgnească, mai ales că dacă nu fac acest lucru, dacă ne uităm puțin pe hartă, avem un nod sud în Capricorn care îi poate ajuta să înțeleagă, dacă nu cu frumosul, altfel, că lucrurile care n-au fost rezolvate se întorc și trebuiesc rezolvate. Asta nu înseamnă că nu vor primi foarte mult sprijin. Este evident că vor primi sprijin ca să le rezolve cât mai ușor și cât mai benefic, cu condiția să și le asume. Tot gemenilor este foarte posibil să li se propună noi forme de conducere sau noi elemente de ordonare și organizare a puterii la locul de muncă, noi forme de profit. Trebuie să fie destul de maleabil pentru că acest Venus în casa a șasea, destul de puternic, destul de bine aspectat cu Saturn, care reprezintă forma de conducere și de organizare, și cu Neptun, care reprezintă intuiția, într-o formulă în care Venus, știm că reprezintă bunăstarea, pentru gemeni propune un soi de reorganizare la locul de muncă. Spuneam, și a formei de conducere poate să devină mai bun organizator ai propriei activități, dar și a un soi de organizare a modului în care câștigă. Să pună punctul pe i, să-și ceară drepturile, să propună poate modificări salariale acolo unde chiar este cazul, să știe să pareze situațiile ușor nedrepte care lor li se par nedrepte și care chiar sunt nedrepte, să știe cum să se valorizeze, să se valorifice și așa mai departe și nu în ultimul rând să-și fructifice relaționalul care merită fructificat, adică dacă au parteneri, dacă au cunoștințe de care nu că se pot folosi, de la care pot avea un profit oarecare, bine ar fi să intră în acest joc al destinului și să se folosească de oamenii care îi pot ajuta. Este o perioadă bună din acest punct de vedere al ajutorului pe care îl pot primi de la oameni, neapărat cu funcție, oameni care au potențial, fie financiar, fie social, fie profesional. Foarte puternică această casă a asocierilor și a relațiilor. Un soi de factor de noroc pe zona asocierilor, s-ar putea să găsim gemeni care se asociază cu oameni care pur și simplu le poartă noroc, oameni care îi susțin, care vin cu propuneri care vor fi norocoase pentru gemeni. Știm că de foarte multe ori ies lucruri fantastice doar de la o idee pe care ne-o propune cineva, poate chiar o persoană total străină de preocupările noastre. Și un ușor moment care, sigur, cu Saturn și cu Pluton, care rămân în casa 8-a, nu poate fi înlăturat, un moment care, din păcate, se prelungește de ceva ani, întârzieri, tergiversări, amânări, blocaje de natură karmică, pe care gemenii trebuie să le trateze cu... Aici chiar ar trebui să le trateze cu superficialitate. Adică să nu se lase influențați și doborâți de ele. Și da.
Într-adevăr. Să le mai spunem gemenilor de luna aceasta plină, care va fi pe casa a doua, o lună benefică din punct de vedere financiar și material, mai ales pe latura care ține de casă, familie, cămin, gemenii vor fi destul de favorizați în aceste zone și să nu se mai gândească atât de mult la pierderi, pentru că cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât devin mai le grave. Atragi. Da, și este. Cu atât le atragi, exact. Sunt, într-adevăr, nu putem să nu vedem, să nu sesizăm un adevăr, acest Pluton și Saturn, planete karmice, într-o casă puternic karmică despre care am tot vorbit acum, însă cu aspecte destul de frumoase, atrag și situații mai dure, mai neapărat de risc, dar situații karmice, care întotdeauna sunt și ușor neplăcute, dar de fapt mesajul lor este unul foarte important. Ce îi putem ruga pe gemeni ca o concluzie este ca orice situație sau relație ostilă care vine către ei să fie tratată cu mare înțelepciune. Pe de altă parte, acest potențial karmic atrage și foarte multe elemente de destin, de la care gemenii au multe de învățat. Spre exemplu, pot avea întâlniri predestinate cu oameni pe care inițial îi văd doar ca pe niște parteneri de afaceri și oameni care îi pot ajuta pe viață, pot rămâne în viețile lor mult timp și le pot deveni prieteni adevărați. Deci acum principiile cărora li se supune viața nativă gemeni sunt foarte interesante, adică se pot asocia, se pot duce la o întâlnire de afaceri și să rămână prieteni pe viață cu oamenii cu care ei își doreau sau inițial gândeau doar un parteneriat de scurtă durată. Poate nu neapărat profitabil pe moment, dar pe termen lung și situații, iarăși situații ad hoc, situații care pur și simplu de azi pe mâine li se rezolvă ceva doar pentru că din senin a apărut o persoană în viața lor care i-a ajutat. Este o formidabilă energie care vine către ei din partea Universului pe care o pot folosi, dar nu așa cum au gândit-o inițial. Gemenilor le putem spune că pleacă dimineața de acasă, au niște întâlniri, dar atunci când, de afaceri profesionale, sociale și așa mai departe, iar atunci când se întorc acasă, tabloul este cu totul altul decât cel inițial. Și, de asemenea, sigur că da, este o maturizare și în plan personal, o maturizare care ține de planul relațional. Gemenii care nu sunt în relații stabile își doresc din ce în ce mai mult, li se pare că chiar un factor de noroc le poate veni din partea partenerului. Ei au nevoie în această perioadă de parteneri înțelepți, de parteneri care să vină cu o mare energie și infuzie de optimism, să le dea încredere în ei. Gemenilor le este total contraindicat acum să aibă relații cu parteneri, vorbim în plan personal, pesimiști sau care le iau încrederea în ei, și așa gemenii trecând printr-o perioadă destul de greu de dominat din punct de vedere al provocărilor. Nu este o perioadă chiar ușoară, cu două planete în casa Scorpionului. Deci au nevoie de parteneri care să le redea încrederea în ei, optimiști, care să-i susțină și să le arate partea plină a paharului. Aici ne referim chiar de relațiile, la relațiile de dragoste. Mergem mai departe să vedem pentru Rac.